Salutări! Bine v-am regăsit la un nou mini-review F64. Sunt Mircea Maieru și astăzi vreau să vă prezint un kit Canon pe care mi l-am pregătit pentru fotografia de călătorie, dar mai mult pentru fotografia de peisaj, pentru ultima mea vacanță în Italia, mai exact în Toscana. Este vorba de un kit Canon destinat fotografilor amatori avansați, care doresc o calitate excepțională a imaginii, dar totuși vor să aibă și o greutate și o dimensiune mică a echipamentului pe care îl cară cu ei. Astfel, în geanta mea foto, pe care o folosesc aproape zilnic, au încăput, pe lângă aparatul Canon EOS R5, un mirrorless de rezoluție foarte mare, foarte bun, două obiective din seria L, excelente. Este vorba de un ultra-wide Canon RF 14-35mm f4L cu stabilizare optică și un teleobiectiv Canon RF 70-200 f4L, de asemenea cu stabilizare optică. Canon RF 14-35mm f4 ISUS-M, succesorul excelentului Canon EF 16-35mm f4L ISUS-M, care a fost ani de zile obiectivul meu preferat pentru fotografia de street și de călătorie, se remarcă prin câteva caracteristici diferite și binevenite. În primul rând, unghiul de cuprindere mai larg, 14 mm, deși nu pare mult, chiar face diferența în multe situații. În al doilea rând, observăm diferența de greutate. De la 615 grame la versiunea EF, ajungem la doar 540 grame la versiunea RF. Nu mai vorbim de dimensiune. Dacă am folosit versiunea EF pe mirrorless, am fi obligat să adăugăm și adaptorul EF la RF. Pe lângă o construcție impecabilă, calitatea optică este, așa cum mă așteptam, la nivelul superlativ. Definiția și contrastul sunt uimitoare, claritatea este din colț în colț. Nu am putut să găsesc neajunsuri, iar micile imperfecțiuni inerente oricărui obiectiv ultra-wide, cum ar fi ușoara vignetare sau foarte ușoarele aberații cromatice, sunt corectate perfect software. Când trecem la obiectivul tele, diferențele sunt și mai mari. Observăm la RF 70-200mm f4L ISUS-M designul colapsibil, spre deosebire de vechile versiuni EF 70-200 f4L ISUS-M, care ocupau mult mai mult loc în geanta foto, fiind mai lungi. O diferență de la aproximativ 175 mm la numai 120 mm este mai mult decât semnificativă. Și aici găsim o calitate optică impecabilă, definiție extremă, claritate și contrast foarte bune, fără aberații cromatice sau vignetare relevantă. Însă, ceea ce vreau să subliniez cel mai mult este cât de compactă și portabilă poate fi combinația între un body mirrorless modern plus aceste două obiective de calitate superioară clasa L. Revenind la kitul alcătuit de mine pentru această călătorie, pentru a păstra dimensiunea foarte mică, am ales și un trepied super compact. Este vorba de Peak Design Travel Tripod din aluminiu, care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Iar pentru a îmbunătăți cât se poate de mult calitatea fotografiilor de peisaj, am ales și un filtru de polarizare mai special, Kenko Pro 1D Plus, dotat cu un sistem de prindere magnetic, Kenko Instant Action, ceea ce îl face extrem de ușor de montat și de demontat de pe obiectiv, inclusiv foarte ușor de reglat în poziția optimă, ideal pentru sesiunile foto limitate în timp, atunci când lumina perfectă nu durează mult sau când norii sunt în mișcare rapidă. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor, părerea mea fiind că am reușit să obțin imagini excelente tehnic, la nivel profesional, cu un kit super compact, ușor de cărat de către orice fotograf amator. Iar în final am să vă las în compania imaginilor realizate de mine cu acest kit Canon, sper să vă placă și ne vom revedea la următorul review marca F64. La revedere!